La Iași, Mitropolia Moldovei și Bucovinei s-a pregătit pentru pelerinajul de pe 14 octombrie. De altfel, pelerinii au început să vină de câteva zile. Trebuie menționat faptul că vineri, pe 8 octombrie, va fi scoasă racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și va fi așezată pe baldachinul special amenajat în curtea Mitropoliei, în partea dreaptă, iar tot mai multe persoane vin din toate colțurile țării pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, așa cum o fac în fiecare an. Trebuie menționat faptul că cei care vin la Iași să se închine trebuie să păstreze distanța regulamentară în aceste situații de pandemie, trebuie să poarte masca de protecție și, bineînțeles, să aibă dezinfectanți. Mitropolia împreună cu municipalitatea au pregătit și gardurile pentru cei care vin din zona din spatele Mitropoliei și acolo vor exista forțe de ordine care vor asigura și se vor asigura ca totul să fie fără probleme, așa cum de altfel ar trebui să se întâmple în fiecare an. Vorbim de situații de pandemie și masa pelerinilor se va ține, dar tot în aceste condiții. Practic vom vorbi de delimitări clare și persoanele care ajung aici sunt sfătuite să nu se îmbolzească și să aștepte cu minți la rând pentru a se închina fiecare în parte. De altfel, reprezentanții Mitropoliei au spus că prin intermediul voluntarilor vor face tot posibilul ca să nu vorbim de incidente și în acest an la pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva de aici, de la Iași.